Președintele ales al Moldovei Maia Sandu a declarat că nu vede niciun motiv să vorbim despre reluarea acțiunilor militare în Transnistria. Repet, căutăm o soluție pașnică. Este foarte important pentru noi. Vom continua să căutăm rezolvarea conflictului în formatul 5 plus 2. Probabil cea mai importantă lecție pentru noi este că trebuie să lucrăm la găsirea unei soluții politice, a subliniat Sandu într-un interviu. Președintele ales s-a referit de asemenea la problema găgăuziei, unde la alegerile prezidențiale majoritatea cetățenilor au acordat voturile președintelui în exercițiu Igor Dodon. Avem unele progrese în această problemă, dar trebuie să muncim din greu. Acest lucru este evidențiat și de rezultatele alegerilor. Au fost foarte multe știri false, prin care au încercat să sperie oamenii, mai ales în găgăuzia, consideră Sandu. Ea intenționează să facă tot posibilul pentru ca oamenii să nu fie jefuiți, indiferent de limba în care vorbesc.